Tinerii șoferi sunt taxați suplimentar de firmele de asigurări. În cazul lor, polița RCA este mai scumpă cu câteva sute de lei față de cei trecuți de 30 de ani. La aceasta se adaugă întreținerea mașinii, combustibilul și taxele de drum. Puțini sunt cei care își mai permit o asigurare casco. Tânărul sub 25 de ani va plăti cam de 5-6 ori mai mult față de o persoană adultă peste 30 de ani. În speță, la o mașină cu o cilindrie de 1.6, un tânăr va plăti în jur de 1.600 de lei pe 6 luni, iar o persoană adultă între 45 și 50 de ani va plăti undeva în jur de 330 de lei. Constanțenii sunt revoltați de faptul că sunt taxați suplimentar. Exagerat de scumpă. Și asigurare și taxă de drumuri plătim de 5 ori, cred că. Asta este. Cât plătiți un RCA, spre exemplu, pe 6 luni? 5.800.000, doar ce l-am scos. 5.800.000. Da. E foarte mult. E foarte mult. 8 milioane pe jumătate de an. Și cât înseamnă din salariul dumneavoastră? Jumătate. Mai mult de jumătate. Benzina scumpă, nu mai micșorează deloc. Reținerea la fel, piesele scumpe. Tarifele RCA stabilite de societățile de asigurări nu vor scădea în 2015, ba dimpotrivă s-ar putea majora din nou în cea de-a doua jumătate a anului. Prețurile se stabilesc în funcție de daunalitate, de daunalitatea pe zone și pe vârste și pe segmentele de autovehicule. E posibil ca la autotractoare daunalitatea să fie mai mare și atunci prețurile să crească ceva mai mult, iar la autoturisme, persoane fizice, să fie mai mică daunalitatea și atunci prețurile să se menține sau să crească foarte puțin. Toate datele despre istoricul evenimentelor rutiere și al asigurărilor achitate sunt înregistrate într-o bază CEDAM, ce poate fi consultată de proprietarii de mașini pe internet. Tot online pot fi verificate valabilitatea polițelor și existența elementelor bonus și malus.